Mai important lucru este ce am cântat. Adică Domnul e aici. Și asta trebuie să mă liniștească și pe mine și pe dumneavoastră. Spun asta să mă liniștească pe mine că sunt neliniștit. Am spus-o și fraților și colegilor că este a treia predică în același loc și cei care predică știți cât este de dificil să predici în același loc de trei ori. Chiar dacă vreau și eu să vă mulțumesc pentru atenția sporită pe care ați dat dovadă și aseară și de dimineață și seara asta, cred, față de Cuvântul lui Dumnezeu. Dar sigur că și oboseala vine peste noi și peste mine și sper că a mai rămas ceva și Domnul este bun și ne va da în seara asta. Vă mulțumesc pentru că ați venit la biserică, chiar dacă pare ciudat ce vă spun, dar câteodată și noi predicatorii uităm aspectul ăsta că dumneavoastră nu sunteți obligați să veniți la biserică. Și nici măcar nu sunteți obligați să veniți să ne ascultați. Că în lumea lui Dumnezeu totul e de bunăvoie. Și mai ales vrem să se întâmple din dragoste. Și ați umplut casa asta de rugăciune și aseară și azi. Și în seara asta, Dumnezeu să vă răsplătească. Amin. Și cred din toată inima că a fost un timp binecuvântat pentru dumneavoastră. Pentru mine, da. Și voi păstra o amintire foarte frumoasă și mai vă spun ceva. Așa cum spune Biblia și eu cred ce scrie Biblia, Dumnezeu a scris o carte de aducere a minte și aseară și azi. Și într-o zi ne vom întâlni cu ea în împărăția lui Dumnezeu. Doamne ajută și Doamne dă izbândă. Așa cum deja v-am obișnuit, zic câteva cuvinte înainte să citesc textul. O să fie un text super cunoscut. Dar nu e niciun bai. Și cel de dimineață a fost cunoscut, nu? Dumnezeu are tainele Lui. Și El este gata să ne descopere. O să predic în seara asta despre o experiență umană foarte dureroasă. Aș vrea să fie câteva persoane aici care n-au trecut prin ea, dar vreau să vă spun ceva. Veți trece. Și asta, experiența asta se numește a fi înșelat. Sau a fi înșelată. O să vă prezint un om care s-a înșelat și unul care nu s-a înșelat. Și tot suntem noi curioși de multe ori cum puțin dacă putem vedea dincolo. Uite că prin intermediul acestei pilde care o să citesc, Iisus Hristos trage puțin perdeaua și ne lasă să privim dincolo. Și putem să vedem destinul a doi oameni, destinul veșnic, într-o parte sau în alta. Deja știți despre ce vorbesc. Haideți să ascultăm Evanghelia după Luca, capitolul 16, începând cu versetul 19. Pilda bogatului nemilostiv. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și nin subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazăr, plin de bube, și dorea mult să se sature cu firimiturile care cădeau de la masa bogatului, până și câinii veneau și lingeau bubele. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de înger în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram, pe Lazăr, în sânul lui. Și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazăr să-și înmoaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-te aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazăr și le-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi, să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, părinte Avraame, să trimiți pe Lazăr în casa tatălui meu, căci mai am 5 frați. Și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avram, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați.
Așa cum vă spuneam mai devreme, o mare parte dintre noi am experimentat această durere sufletească. Și am trăit până astăzi experiențe mai multe sau mai puține când ne-am simțit trădați, înșelați, mințiți. Și asta doare. Ei, e posibil să fim și noi protagoniștii care am rănit pe alții. Dar oricum înșelarea aceasta este în lumea în care noi trăim o constantă, din păcate. Am vrea să schimbăm lumea, nu putem. Și trăim în lumea aceasta. Vreau să vă prezint foarte repede în introducere cam trei zone în care putem experimenta, pentru că noi trăim în lumea asta. Nu suntem izolați și nici nu vreau să ne izolăm. Și mereu ni se întâmplă, noi mergem la servici, suntem angajați sau patroni, trăim într-o relație continuă, la școală, oriunde suntem, comunicăm și trăim între oameni. Trebuie să trăim între oameni. Și avem posibilități multiple să ni se întâmple ceea ce predic în seara asta. Numesc prima zonă de unde putem să fim înșelați, zona asta a numit-o zona înșelării comerciale. Când vedeți, aud și eu pe la radio că, de fapt, dacă mergi în magazin să iei o sticlă de lapte sau cum, o cutie de lapte, de fapt am auzit că nu-i lapte. Numai foarte puțin din el e lapte și producătorii de lapte au o luptă continuă ca să scrie cei care vând laptele ăla și îl prezintă acolo dacă e lapte sau nu e lapte. Că foarte multe din cutiile astea nu sunt lapte adevărat. Și așa mai departe. Și mereu pe zonele astea și multe altele te simți înșelată și înșelat. Și nu-i plăcut, nu? Cumperi o mașină, acum să spun că să dați o aplicație în care când cumperi o mașină poți să afli totul despre ea. Așa că cei care s-au ocupat cu zona asta de a înșela pe alții, luați-vă Adio, o să folosim aplicația. Și o să știm câți kilometri a avut mașina. Și vă rog să nu ne spuneți că ați luat-o de la doctorul din Germania și noi o să aflăm dacă am luat-o de la țăranul din Germania. La un moment dat toate mașinile erau de doctor și mergeau numai 50 de metri cu ele și o parcau. Așa se face că ea are mulți ani, dar kilometri extrem de puțini și ne-a tras foarte mult treaba asta și am zis, ăsta este adevărul, dar de fapt adevărul era, nici măcar nu știți care este adevărul, nici eu. Dar s-a dus, le-am purtat, poate au mers, poate au fost bine, poate au rezistat și mergem mai departe. Sigur că cei care fac treaba asta, îi rog să nu fie liniștiți seara asta și dacă mă aud prin internet sau pe undeva, stop cu kilometri, avem nevoie de oameni adevărați, de oameni integri, de oameni care să spună da, da și nu, nu. Dacă vreți, puteți să spuneți amin. Da? Sunt tot felul de zone în care te simți trădat, mințit și înșelat, nu? Îmi spune cineva, cât costă asta? Zice, pentru tine 100. Până m-am prins. Pentru mine era 100 și pentru ceilalți era 80. 80 de lei. Dar m-a manipulat. Și nici nu sunt greu de manipulat pe zonele astea pentru că nu mă pricep. Și zice că ăștia care vând, comercianții, te citesc în ochi dacă te pricep sau nu. Și ești o pradă ușoară. Eu sunt o pradă ușoară și la magazine și la piață peste tot. Știi și nevastă-mă asta și s-a prins și mă trimite foarte rar la piață. N-am făcut-o intenționat să nu mă duc la piață, ci pentru că mi se întâmplă. Vin acasă cu roșii, trei faine deasupra, 15 putrezite din loc și nu le ai la cu mâna. Cum să le iau cu mâna? Doar ea le vinde. Eu i-am spus că vreau asta, a la plasă și le-a băgat. Nu te-ai uitat ce o băgat? Am zis, eu n-am timp de asta, că eram și pe telefon atunci cu frații. Și a zis, tu nu mai faci piață, așa am scăpat de piață. Nu este o idee pentru bărbați, da? Sunt bărbați foarte sofisticați care pot să facă niște cumpărături mai bine decât femeile, dar eu nu sunt unul dintre ei. Așa că există momentele astea și când vii acasă, ești de-a dreptul supărat. Zici, cum se poate așa ceva? Și ai un sentiment așa neplăcut. Neplăcut. Mă duc mai departe și vă spun că mai există o zonă în care și eu și dumneavoastră ne-am simțit trădate și trădați de multe ori. Zona în care cineva își dă cuvântul și spune, pe cuvântul meu de onoare. Și cuvântul lui nu-i cuvânt. Și e foarte tristă treaba asta. Și dacă nu vreți să mă credeți cât de tristă și de gravă este situația asta, vă invit să reauziți încă o dată un psalm pe care îl scrie David. Nu de mult am fost la o conferință, nu? Și am făcut direct
apel la acest psalm, care este vorba de psalmul 12, o rugăciune foarte interesantă pe care regele David o face și la un moment dat spune așa, vă rog numai să mă ascultați acum, el începe rugăciunea și spune fraza asta, vino în ajutor, Doamne! Și eu mă opresc aici. Dumneavoastră deja și vedeți, dar uitați-vă spre mine acum și te rog să lași cuvântul afișat. Vino în ajutor, Doamne! Și când vezi un om că se roagă, te întrebă, ce nevoie are? Când vezi un bilet că vine și vă rog să mă ajutați, te întreb, cu ce să-l ajutăm? E bolnav, e sărac, e în spital, are probleme, copii, cu nevasta, cu familia, cu multe. Și deodată aproape că poți să anticipi foarte bine ce probleme curg. Dar vă rog să mă credeți. Dacă eu auzeam pe David că spunea fraza asta, vină în ajutor, Doamne, nu anticipam deloc ce vrea să ceară de la Dumnezeu. O intervenție imediată și miraculoasă al Dumnezeu. De ce? Zice, vină în ajutor, Doamne, că-ți se duc oameni evlavioși. Pierd, dispar credincioșii dintre fiii oamenilor. Dar cum arată restul? Și zice, el vă spun imediat. Oamenii își pun minciuni unii altora. Ia uitați-vă acolo. Pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Ce spuneți, ați vrea să vă întâlniți cu persoana asta mâine? Să vă spună că sunteți cea mai grozavă persoană care a întâlnit-o în ultima vreme. Domnișoarele, de vă întâlniți cu un băiat de genul ăsta, să vi se aprinde toate becurile de semnalizare. Și zice, ești cea mai frumoasă care am văzut-o în săptămâna asta. Și dacă el e ăsta și tu nu ești atentă și te trădează și te înșală, dă-mi voie să-ți prevăd nefericirea în următorii ani. Dar vă rog, chiar dacă mai zâmbim, lucrurile sunt foarte grave. Pentru că am ajuns într-un soi de disperare. Bă, ca să te poți proteja, știi ce faci? Zici vorba asta, dar nu poți să funcționezi cu ea. Dar o zici, și eu am zis-o. Am zis, nu mai am încredere nimeni în veci. Câți de aici a spus-o asta, nici mă vă pun să ridicați mâna sus. Și gata, s-a terminat. Dar nu pot să răsc lumea asta așa. Eu trebuie să am încredere în fratele Moț, în fratele Adi, în frații de aici, pentru că fără încredere nu există relație. Și dacă noi nu mai avem încredere în nimeni, nici nu mai avem nicio legătură cu nimeni. Sunt niște indivizi care stăm fiecare în pătrățica noastră și ne-am pierdut. Îmi pare rău câteodată că și în adunările noastre de credincioși s-a pierdut încrederea, dar unii și-au dovedit că trebuie să și-o piardă. Datorită tot felul de afirmații care nu au dus niciodată la o finalizare și care n-au fost reale și adevărate în substratul lor și pe care, din păcate, timpul care nu este foarte lung le-a dovedit că ce au spus nu a fost adevărat. Așa că nu mi-am pierdut încrederea totală, am oameni cu care am legături, sper să nu mă dezamăgească și să mă ajute Dumnezeu nici eu pe ei. Și de aceea spunea și fratele Moș și mi-a plăcut că era exact în ideea predice, zice, ne înțelegem unii cu alții, că avem încredere unii în alții. Dacă am spus, frate Moș, am o problemă, nu mai pot să vin cu ceva vreme în urmă, am zis, gata, acum i-am zis și am venit. Pentru că nu putem să, trebuie să ne credem unii pe alții. Și Apostolul Pavel a spune, nici nu putem funcționa altfel, că a spus, uită-te în preajma ta și acolo unde găsești oameni de încredere, te rog să-i pui în adunare, să-i folosești, pentru că nu putem să trăim fără a avea legături unii cu alții. Dar David a spus, este o problemă mare, zice, oamenii vorbesc cu inima prefăcută, au pe buze cuvinte lingușitoare, nu mai știa ce să facă. Și la un moment dat a rostit, iertați-mă, pot să pui înapoi salmul, a rostit, cred că a zis și el ca noi de multe ori când mai spunem o vorbă așa mai forțată, Doamne iartă-mă, nu știu dacă a spus asta. Și a zis la un moment dat versetul următor, zice, sunt atât de supărat și încât zic așa un semi-blestem, zice, nimicească Dumnezeu toate buzele lingușitoare. Și mă gândeam dacă l-a ascultat Dumnezeu, cum arătau oamenii atunci. Dacă le nimicea buzele, cum arătau, nu era prea plăcut să-i vezi, nu? La propriu. Și a spus treaba asta, să nimicească Dumnezeu toate buzele lingușitoare, să nimicească Dumnezeu limba care vorbește cu aroganță și trufie. Pe cei ce zic, suntem tari cu limba noastră. Cine ne poate sta împotrivă? Ei, când trăiești vremuri ca acestea, de multe ori simți durerea asta în suflet. Ca și pastor, îți zici un cuvânt, nu se ține. Este o foarte mare problemă.
Foarte multe relații s-au stricat în familie pentru că lucrurile și vorbele și frazele care le-am spus nu au avut o acoperire realitate. Și mai târziu partenerul de viață a aflat asta și s-a zdrobit tot acolo. O a treia zonă, mă depărtez repede, o a treia zonă în care există înșelări dureroasă, cred mult mai dureroasă decât cele comerciale și decât cuvântul dat, sunt înșelările relaționale. Acum intru într-o zonă care de multe ori, ca și slujitori al Dumnezeu, o aflăm. M-a sunat și pe mine zilele trecute și trebuie să intervii la problema aia. Am zis, am intervenit deja de mult, nici nu știi. Și trebuie să faci ceva, trebuie să pui punctul pe i, trebuie să... Nu se mai poate așa. Și l-am pus punctul și pe i și pe î și pe toți. Tot ce am putut. Dar numai, am zis, numai bunul Dumnezeu mai poate interveni în familia aceea și să-i aducă împreună. Numai bunul Dumnezeu. Într-o noapte Dumnezeu mi-a și arătat, i-am spus, un vis în care ne-a proiectat dinainte tot ce se întâmplă și s-a împlinit. Nu-mi pare bine, dar Dumnezeu m-a pregătit să văd ce se va întâmpla cu familia aceea. Și este într-o problemă dramatică. Dramatică. Pentru că există înșelări relaționale. Una din marile probleme care se confruntă generația noastră de astăzi este în zona asta. Nu mai există fidelitate. Foarte greu mai sunt bărbați fideli și femei fidele. Vorbesc în lumea asta. Încet să strecoară și prin adunările noastre. N-ar rost să ne ascundem pe după pereți pe aici. Să strecoară și printre noi ideea de divorț. Suntem invitați să o acceptăm. Suntem invitați să o tolerăm dacă nu o acceptăm. Suntem invitați să o suportăm. Suntem invitați ca slujitori să ne uităm în altă parte, ca să nu ne întinăm. Dar oricum am vrea să facem orice gest pe care l-am proiectat aici, realitatea e realitate. Și durerea e durere și ce se întâmplă, se întâmplă. De aceea cu toată inima mă rog și vă rog să vă rugați dumneavoastră Dumnezeu să se atingă de toate familiile. Dumnezeu să se atingă de toate relațiile. Dumnezeu să aducă în bisericile noastre relații sănătoase în familie și Dumnezeu să binecuvânteze bărbații și femeile cu fidelitate. Puteți să spuneți amin? Credeți că se mai poate? Mai se poate? Știu că câteodată pare așa un om venit de pe o altă planetă. Oh, frate Gabi, pe ce planetă ai venit? Unii mai vorbești tu de asta, de asta, de asta. Am vorbit odată în 15 august de sărbătoarea Sfintei Marii despre a cinsti pe Maica Domnului. Și le-am explicat la mulțimea aia de oameni cum poți să o cinstești pe Maica Domnului. Și când le-am explicat, nu prea mai aveau cu ce să o cinstească. Nu mai prea aveau argumente. S-au făcut așa tot mai mici, tot mai mici și am zis, Doamne, să nu dispară, să rămână totuși aici. Pentru că atunci când le-am spus că a cinsti pe cineva, înseamnă a urma exemplu și modelul. Că dacă tot o cinstim pe Maica Domnului, atunci trebuie să știm că și Dumnezeu a cinstit-o, pentru că ea era fecioară, s-a separat de tot ce este în lumea asta, a rămas curată și fidelă până la căsătorie. Iosif a fost la fel. Putem să mai vorbim la băieți? Că și câteodată băieții sunt băgați în altă boxă. Cu ei, societatea și noi suntem mai toleranți. Nu există. Noi trebuie să fim acolo unde Dumnezeu ne cheamă să fim. Indiferent că par un predicator demodat în seara asta, lasă să fiu demodat. Să rămână Dumnezeu și virtutile sfinte în picioare, aleluia. Păzește-ți ființa ta, păzește-ți trupul tău. Rămâi curată și curat până la căsnicie. Și apoi rămâi curat și curată și după căsnicie, până la capăt. Spuneți toți amin. Știți ce ciudat suntem câteodată și noi creștinii? Că mai văd și eu, că citesc pentru că trebuie să fiu informat. Știți, mai vine câteodată câte un actor din asta. Actor din filme. Și spune el, că doar Biblia nu-i pentru deștepții din, pe planeta asta, din generația asta. Spune el, de fapt, un bărbat poate iubi doar o singură femeie. Asta a spus-o Dumnezeu de când lumea, dar cine îl crede? Și trebuie să vină dumnealor să ne explice că așa e treaba. Și există o grămadă de înșelări relaționale. În numele, nu știu numele a ce, că nu există femeie ideală și bărbat ideal. Toți suntem cu plusuri și cu minusuri și Dumnezeu ne poate aduce împreună și încetul cu încetul poate construi o familie foarte frumoasă, dar noi trebuie să rămânem sub virtuțile lui Dumnezeu și sub amprenta binecuvântării Scripturilor și aici în Timișoara ne lipsim, spun din toată inima, Dumnezeu să se atingă de noi toți.
Nu te lăsa vrăjit, nu te lăsa vrăjită. Singurul care te poate binecuvânta este Dumnezeu. Aleluia! Aleluia! Cel mai bun bărbat este soțul tău de pe planeta asta. Nu crezi? Cea mai bună femeie din lumea asta e nevastă-ta. Nu există alta mai bună decât ea. Prețuiește-o, iubește-o, prețuiește-l, iubește-l, stai lângă el, stați lipiți unii de alții, rugați-vă lui Dumnezeu să vă ajute Dumnezeu să meargă căsnicia asta până la final. Deschid o paranteză și vă spun ceva, că am și eu rugăminte înaintea lui Dumnezeu, unde exprim public, că vreau să mai pun la capăt, adică până la 100 de ani. Nu până când Dumnezeu... Nu vreau nimic, nici o întrerupere, nici nimic nu vreau. Nu vreau. I-am spus, Doamne, nu-ți cer nici bogății, nici slavă, nici asta, dar te rog, îndeplinește-mi dorința asta să mă duc cu Doamna asta mea până la capăt, Doamne. Nu vreau nimic altceva. Vreau să mă duc cu ea până la capăt. Și să mă ajute Dumnezeu, dar să vă ajute și pe voi, nu? Sunteți fericiți? Știți că spune Petru, zice, cinstiți-vă nevestele voastre, comportați-vă, uite că am intrat în conferință de familie, comportați-vă frumos cu ele, gingaș cu ele, cu înțelepciune cu ele, căci veți moșteni împreună cu ele harul vieți. Și unii zic, eu am crezut că-s cu ea până la moarte doar. Nu ești cu ea până în veșnicie? Sunteți fericiți, bărbați? Veți moșteni harul vieții, adică raiul cu ea de braț. Dar ați bărbați, aleluia! Și toate surorile strigați, glorie Domnului, că-s cu El, cu înțeleptul meu bărbat și binecuvântat să fie numele Lui, drăguțul de El, că Dumnezeu ni l-a dat și cu El mă duc până capăt. Aleluia! Dumnezeu să binecuvânteze toate relațiile din adunare. Dacă diavolul v-a ispitit și v-a dus într-o zonă în care există trădări, în numele Lui Iisus cu toți slujitorii spunem, Dumnezeu să te vindece în această seară. Dumnezeu să te elibereze în această seară. Dacă simți soții care suferă, Dumnezeu să atingă de bărbat, să nu mai sufere soțiile și să se bucure. Aleluia! Glorie Domnului! Înșelările acestea relaționale sunt foarte grele. Acum le adun pe toate trei aceste zone de înșelare și vă spun cu inima liberă, toate sunt grele. Toate trei sunt grele. Dar toate pălesc. Pălesc. Aproape că nu te mai afectează atât de tare față de posibilitatea unei înșelări eterne și veșnice. Bă, mașina aia o duce o kilometri real sau ireal. A merge când a merge. Când o tragem pe dreapta și ne-a dat Dumnezeu alta, dacă nu mergem cu bicicleta. Bă, dacă ne-a trădat cineva cu anumite lucruri, vă rog să iertați până la urmă. Vă rog să iertați, treceți peste, aruncați-le în marea uitării, nu țineți minte că terenul ăla a fost 13 ani, de fapt a fost 11. Treceți peste toate, lăsați! Cel care v-a iertat pe voi și v-a iertat datoria, vă vorbește și în seara asta, cum a vorbit de multe ori, iertați și voi datoriile celor care vă sunt datori. Și Dumnezeu să aducă o anulare, zero în această seară, o amnistie totală. Și Dumnezeu să binecuvânteze viețile tuturor. E greu să treci cu oameni care te-au înșelat, ți-au spus că ești drăguț și după aia a spus la celălalt, bă, ce enervant e ăsta. E greu după aia să te mai întâlnești cu ei, să-i mai vezi, să-i mai privești în ochii. E complicată povestea, suntem oameni. Dar vă rog, duceți și crucea asta cumva și să vă rugați Dumnezeu să vă dea putere să treceți peste. Să rugați pentru persoanele astea ca Dumnezeu să-i ajute să fie oameni de treabă, de cuvânt. Da, lor să fie da, nu să fie nu, că cei peste asta vine din altă parte. Și Dumnezeu să binecuvânteze toți pocăiții și toți creștinii ortodoxi, catolici, să fiți oameni de cuvânt, da? Ce spunem să rămână în picioare. Lăudați să fie numele Domnului. Lăudați să fie numele Domnului. Păi nu-mi place să spun, dar chiar am făcut o greșeală pentru că timpul a trecut și am suprapus aseară evangelizarea de aici cu evangelizarea la fratele Moise Ardelean, președintele cultului. Deci zic ceva, nu? Le-am suprapus amândouă. Și acum trebuia să găsesc o înțelegere și am găsit-o la fratele Moise că m-am mutat vinerea, dar eu, miercuri și joi, am predicat în Toulouse, în Franța. Aveam biletul vineri seara, pe la 9 ajungeam la Cluj. Unde să mai ajung la evangelizare la Arad? Bă, dacă cuvântul tău e cuvânt, găsesc soluții, crede-mă. Am plecat de dimineață cu alt avion, am schimbat biletul, nu contează costul când trebuie să te ții de cuvânt. N-are rost că dacă o luăm așa, mi s-a încurcat ceva, vă țineți de cuvânt o dată pe lună, că tot timpul aveți scuze. Am luat avion de la Barcelona, m-am dus 4 ore toată noaptea, și dimineața la 8:30 am zburat din Barcelona la Timișoara. Ca să pot să fiu aseară, vineri seara la fratele Moise și să pot să fiu astăzi aici.
Pentru că atunci când trebuie să te ții de cuvânt, trebuie să te ții de cuvânt. Dumnezeu să vă binecuvânteze de eforturile care le faceți, de pierderile care le suportați, de oboseala care vine peste voi, să fiți oameni, da. De vă las cu dureri de cap, cu confortul de care am predicat dimineață, nu vă țineți decât foarte rar de cuvânt. Dar de ce n-ai venit și mulținut? N-ai putut să mă anul? Nu, păi m-am gândit că tu mă înțelegi. Nu putem să fim așa. Dar și zona asta cumva un duce-o. Ajung în al treilea punct la înșelările relaționale care sunt foarte greu de dus, dar am întâlnit persoane care au dus crucea asta și o duc la ora asta când predic eu, o duc până la capăt. Ne rugăm pentru ele, femei rămase singuri, bărbați singuri, copii, s-a spus și dimineața aici, s-a citit bilete. Multe sunt problemele pe zona asta. Și cred că unele persoane sunt chiar aici în biserică, care suferiți în zona asta. Mă rog pentru dumneavoastră, Dumnezeu să vă întărească, crucea e grea, Dumnezeu să vă țină în harul lui și în mâna lui până la capăt. Dar venim la posibilitatea unei înșelări veșnice. Iar personajul pe care l-am citit în seara asta s-a înșelat etern. Și asta este extrem de periculos. Dacă până în seara asta nu te-ai gândit foarte serios la veșnicia ta, mă rog ca om al lui Dumnezeu să te gândești foarte serios din seara asta. Te rog să nu mai pui pe seama banalității povestea asta, voi Dumnezeu știe dacă este rai sau iad. Cineva ne-a zis, nu știu cum e cu raiul ăsta, că mi se pare prea un loc, altul, două, nu știu. Te rog să iei în serios treaba asta și mai ales să iei în serios posibilitatea de a putea să te înșeli în ce privește eternitatea ta. Prima zonă în care putem să fim înșelați și vă rog să vă testați în seara aceasta, cum stați la punctul ăsta și în care dumnealui bogatul ăsta s-a înșelat, este reflectată și revin din nou la oameni, de oamenii și anturajul pe care ți-l asumi și pe care ți-l alegi. Sunt proverbe foarte bune și în România. Spune-mi cu tine să te însoțești, că o să pot să spun cine ești. E foarte important la ora asta când eu predic, cine sunt prietenii tăi, ai dumneavoastră. La ce vă influențează? Cât vă ajută, cât vă încurcă din punct de vedere al vieții spirituale? Vă rog să vă întrebați. Vă trag în jos? Vă împing înainte? În discuțiile pe care le aveți cu dumnealor, aveți discuții care vă zidesc? Care după ce discutați cu ei, spuneți la final, frumos timp, Dumnezeu să fie lăudat pentru momentul ăsta, sau trebuie să mergeți acasă, vă plecați pe genunchi și în Doamne, iartă-ne pentru orele astea. Care sunt prietenii tăi? De ce oameni te înconjori, dumneata? Nu odată am întâlnit persoane care au venit să ne rugăm pentru soții lor care au devenit dependenți de alcool. Nu odată, în ultima vreme, se schimbă regula jocului, au venit mame și mi-au spus și ne spun nouă să ne rugăm pentru feciorii lor sau pentru fetele lor care sunt dependenți de droguri. Și bineînțeles că discutăm cu persoanele astea și vrând nevrând ajungem la rădăcină și punem întrebarea, cum a început povestea? Și parcă toate sunt trase la serios. S-a împrietenit cu X, s-a împrietenit cu Y, a început să meargă din ce în ce mai mult cu ei și i-a tras în jos. Bărbatul meu n-a fost niciodată așa, dar s-a împrietenit cu X și Y și l-a tras în jos. Știu că câteodată suntem atât de grozavi încât avem impresia că vom schimba tot ce e în preajma noastră. Fiți foarte atenți! Eram copil și un predicator a vremii, fratele Elisei, a discutat cu un băiat. Era lumea aia de mult, cu oameni fără foarte multă carte, dar cu foarte multă înțelepciune. Și a venit un băiat la el, la fratele Elisei, și l-a întrebat. Uite, am întâlnit o domnișoară din lume, foarte frumoasă, dar foarte de treabă, chiar mai bună decât la pocăiți, da? Și aș căiesc. Aș vrea să fac ceva, să ai foarte mare grijă. Că zice fratele Elisei, tu ești pe masă și ai jos acum. Tu vrei să o tragi pe masă. Că tu ești, masa reprezintă prezența lui Dumnezeu și relația personală cu Domnul. Și tu vrei să o tragi sus. Nu zic că nu poți, că nu te poate ajuta Dumnezeu să o tragi sus. Dar vreau să fii atent că e mai ușor să te tragă ea jos de pe masă. Efortul ei să te tragă jos e minim, mult mai mic decât a tău să te chinui să o tragi sus.
Eu sunt sincer, când am fost băiat și am avut, cred că, 20 și ceva de ani, am încercat și eu să remorchez o domnișoară sus pe masă. Adică am dus-o la biserică, i-am explicat cu minte, că deja începeam să citesc Biblia, nu vă gândiți la altceva, și nici îi spuneam, îi predicam, îi, tot i-am zis și lui taică-meu, tata zice, bă, bravo ție, zice, zic, fata e frumoasă, e înaltă, știți cum sunt părinții, da? Zice, da, bă, crezi că eu o să pot pocăi? Am zis, nu eu, tată, dar nu te-am auzit o viață, Doamne, pocăiește! Și am adus-o la biserică și-o venit. Am zis, hai fără batică, merge și așa. Și am încercat să crez niște spații, să nu se spere, să nu i-am explicat. Vezi că noi ne rugăm tare, vezi că aia, vezi că aia. Bă, toate le-am făcut. De atunci se simțea că o să fiu predicator. Și, dar am reușit. Și într-o zi am făcut o probă. Că-s deschis cu dumneavoastră. I-am scris, i-am zis așa. Dacă eu aș vrea să mă căsătoresc cu tine și să-ți cer mâna în seara asta, fără să te botezi, ai spune da sau nu? Și a zis, din prima, aș spune da. Doamne, atunci eu ni s-o bătut picioarele de-o la altă. Dar Dumnezeu ne-a dat putere și i-am zis așa. Știi ceva? Tu ești o persoană inteligentă, așa, 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 dar vreau să spun ceva. Eu pentru lumea asta am fost crescut bine. Dar a fost și harul lui Dumnezeu peste mine. Eu sunt pentru toată lumea asta, nu pentru tine, pentru toată lumea asta. Eu nu renunț la Iisus. Niciodată. M-am emoționat. Știți ce o zis ea? O zis, știam. Și ne-am văzut fiecare de drum. Atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fim oameni clari, oameni transparenți. Ce oameni aveți pe lângă dumneavoastră la ora asta? David a fost atât de înțelept încât avea foarte multă treabă. Și știți că mulți frați aici au dat îndemn din psalmul respectiv. Și au zis, mi-am pus un om acolo să nu scap cumva din vedere chestiunea asta. Și am pus un consilier și am zis, bă, te plătesc, nu știu, treaba ta e una singură. Când începe slujba, se adună oameni la închinare, la templu, la casa lui Dumnezeu, eu s-o ocup una cu alta, treaba ta este să vii să-mi spui, maestate! Trebuie să mergem la biserică, trebuie să mergem la casa Domnului, trebuie să mergem să ne închinăm, trebuie să mergem la adunare, trebuie să mergem la rugăciune, avem slujbă, asta e treaba ta. Și când venea consilierul și spunea, maestate, e timpul de mers la biserică, și ce a scris David? Spune-ți dumneavoastră toată adunarea ce a scris. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului, să spunem toată adunarea, aleluia, să spunem toată adunarea, aleluia. Ai pe lângă tine oameni care te duc la biserică și te cheamă la biserică, la rugăciune, la închinare, la Biblie, la cântare, la Dumnezeu sau nu? De ce te înconjori? Că prima sursă de înșelare vine prin oameni. Și trebuie să te înconjori de oameni de genul ăsta. Trebuie să vă fixați și în familie asemenea obiceiuri. Când tu ești obosit, zici, nu știu ce să fac azi. Lângă tine e nevasta, zice, sus și la biserică. Stimați prieteni care sunteți azi și în seara aceasta aici sau prin internet, nu vă supărați niciodată când aveți vecine din astea tupeiste, între ghilimele, și Doamnă, nu vii la biserică în seara asta, avem rugăciuni, avem evangelizare, vine fratele, vine sora, vine niște cântăreți. Dacă aveți pe scara blocului, pe stradă, asemenea ființe, cu tupeu de genul ăsta, vă rog eu în inima mea, în seara asta, și din toată inima mea, să spuneți lui Dumnezeu, mulțumesc frumos pentru doamna cu tupeu, pentru fratele cu tupeu, pentru cel cu îndrăzneală, care mă cheamă la biserică, care îmi spune și ceva, nu, să nu vă supărați vecină, eu mă rog pentru dumneata. Nu te mai ruga, mă rog pentru dumneata. Rog să te aducă Dumnezeu în împăcare cu El. Unde sunt oamenii aceștia care cheamă oamenii la adunare, care cheamă oamenii la rugăciune, care cheamă oamenii la citirea Bibliei? Unde-s? Mă gândesc că suntem sute de oameni aici și mă rog din toată inima Dumnezeu să vă ajute să vă faceți treaba. Să vă faceți treaba. Pentru că aveți un rol imens. Imens. Cum se va schimba lumea asta? Cum vor auzi oamenii de Dumnezeu, a spus apostolul Pavel. Bă, ei trebuie să creadă. Dacă să creadă, trebuie să audă Biblia. Dacă să audă Biblia, au nevoie de un om care să le-o spună. Și David a avut parte de asta, zice, o bucurie fenomenală.
când mi se zice, haidem la casa lui Dumnezeu, haidem la casa lui Dumnezeu. Stimații mei, aveți telefoane, aveți WhatsApp, aveți Viber, aveți Instagram, aveți Facebook, avem câte în lună și în stele acum. Ia trimiteți mesaje, bă, la copiii voștri, la nepoții voștri, la vecinii voștri, la cunoscuții voștri. Mă, nu tot felul de lucruri de nimic, de care râdem cu gura până la urechi, tot felul de prostii pe care nu știu cine le tot bagă pe internetul ăsta, care de multe ori sunt la limita de a-și bate joc de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Și le ascultați și le trimiteți și mie, câteodată vi le-aș trimite înapoi, dar vreau să am bun simț. Bă, să filmează toți lipsiți de minte prin biserică și tot felul de încălcituri și de prostii zic. Și mi le trimiteți și mie, le primesc din 10-15 direcții. Asta înseamnă că dumneavoastră și mulți alții de pe WhatsApp vă ocupați cu lucruri de nimic. Scurt! Eu nu le-am trimis niciodată mai departe. Cum să trimit pe grozăvia de om care zice și-și bate joc de Dumnezeu și de Biblie? Care citește din Biblie, dar nu știe nici să citească din Biblie. Și tot felul de lucruri de care râdem cu gura până la urechi. Asta înseamnă nivelul scăzut al nostru. Vă înconjurați de oameni de genul ăsta. Mergeți cu înțelepții. Stați în preajma înțelepților, aleluia. Veți deveni și voi înțelepți. Veți deveni și voi înțelepte. Spuneți toată adunarea, amin, glorie lui Dumnezeu. Dacă vreți să vă băgați în taverna și în noroiul și în mizerile incurșene ale lumii care circulă pe piața creștină, știți ceva? Acolo să aveți nivelul. Dacă vreți să stați în preajma oamenilor Dumnezeu, acolo va fi nivelul. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Puteți să spuneți toată adunarea, amin? Amin? Nu v-ați gândit la predica asta, nu? Păi dumnealui bogat ăsta s-a înconjurat de o grămadă de oameni. Eu întrebat, poate eu întrebat, bă, tu ce ești de gemeni, ești bine? O, oh, grozav, cum să nu fii bine când toată seara am mâncat după portofelul tău? Zice, nu pot să-i zic nimic, că am așa un bun simț față de el, că mi-o plătit masă. Bă, nu mai mânca o lună o masă, mă. Nu mai mânca rabdă, mâncă păpădii și urzici, că cresc acum și lobodă, că oricum e sănătos. Bă, dacă prin micile atenții tu nu mai poți să-i zici la partenerul tău de afaceri, la colegul tău, la fratele tău, nu mai ai curaj să zici să vii la biserică, nu mă, că mi-a plătit o masă, eu nu vin eu la biserică, dar din când în când îmi dau o masă. Bă, să țină toți masă, nu te compromite. Spune acestui om, trebuie să vii la adunare, trebuie să vii la Dumnezeu, trebuie să ne rugăm, trebuie să citim Biblia. Ne e rușine să citim Biblia, ne e rușine să mergem cu Biblia în avion, ne e rușine să ne rugăm, ne mai plecăm așa, ne uităm în stânga, la restaurant, bă, să uită ăștia la noi, hai să nu ne dăm grozave acum aici, lasă, Doamne, binecuvântează masa, măi, hai, e bună, grozav. Bă, și v-am spus, nu știu dacă aici, când vezi, bă, pe musulmani ăștia, bă, că mă duc în parcări, mai opresc și așa și sunt tiriși din ăștia, bă, acolo își pun covorul, bă, acolo în parcare. Mă gândeam, mă duc și îmi pun și eu un covor de la mașină acolo lângă el și mă rog și eu, mă. Ce ar fi dacă m-ar vedea și oameni rugându-vă într-un peco? Și l-am văzut pe fratele Gabi, o dat o razna. Dar dacă m-ați vedea cu o bere fără alcool, ați zice, bă, ăsta e democrat. Asta este adevărul. Oamenii cu care ne înconjurăm sunt o sursă de înșelare cumplită. Și el s-a înconjurat numai de prieteni care au zis, ce ziceți de mine? Foarte bine! Crezi că e bine să trăiesc numai pentru modă? Dar cum să nu, mă, că și ai 1,87 m, ești făcut de Dumnezeu pentru asta. Toți banii pe modă. E bine că mă duc toată seara să mă veselesc. Bă, dar ce-i viața, mă, că tu se duci așa ca un fum, mă, râde, distrează, să se simte bine. Că Dumnezeu nu-i împotriva distracției, chiar dacă toată distracția aia, 98% îs numai discuții cu dedesubturi și aluzii periculoase, care n-au de-a face nimic cu sfințenia, cu Dumnezeu și cu Biblia. Dumnezeu să se atingă de tine și de mine în această seară. Tu te întrebi cum poți să te înșeli? Foarte simplu. Nu știu ce prieteni aveți, abar n-am. Nu știu dacă vă trag în sus sau în jos. Dumnealui s-a împretenit și a avut o grămadă de prieteni. Când ai bani să mulțești și prietenii, știți asta, nu? Când ai o funcție, toți te caută, toți te iubesc, toți te pupă, toți, dar ăștia să-i ia cu inima prefăcută, o majoritate dintre ei. Așa că deodată te întreb de cine te înconjori tu. Știu că ăștia care te cheamă la biserică și la Biblie, câteodată se pare ciudăței așa. Ia să nu vi se mai pare ciudat. Ia să vi se pară oamenii ăștia care vă cheamă la biserică, la repetiție, la rugăciune, la Dumnezeu, cei mai grozavi oameni pe care Dumnezeu v-a făcut să-i întâlniți pe planeta asta. Puteți să spuneți amin? Amin. Puteți să spuneți amin? Amin. Păi n-ați zis, bă, faraon. Când i-a zis Iosif, și trebuie să cauți un om priceput, cu cap,
să gestioneze următorii 7 ani. Caută-l pe undeva. Pe faraon, noi suntem pocăiți, care știm de valori, de Biblie, de asta. Și s-a uitat faraon la sfeșnicii lui și a zis, bă, băieți, voi vă puteți imagina că eu pot să găsesc un om mai bun ca cel care în fața mea? Ăsta care în fața mea vine de la țară, de la oi, crescător de animale și taică-s-o și el. Dar vreau să spun ceva, stimați consilieri ai mei, spune faraon, acest băiat are peste el Duhul lui Dumnezeu. Și eu vreau să-l iau pe băiatul ăsta și să-l pun șef în Egipt, peste casa mea, peste tot ce este aici, pentru că văd în el un om adevărat. Egiptul a fost binecuvântat de un om al lui Dumnezeu. Și dumneavoastră nu credeți că aveți nevoie de oameni de Dumnezeu. Credeți de multe ori că aveți nevoie de toți oameni ușuratici, în fața căruia puteți să vorbiți, că dacă tot te întâlnești cu un de ăsta care e puțin așa cu Dumnezeu, nu poți să-ți dai drumul până la capăt. Că mi-aduc aminte odată că a zis cineva de mine, dar mi-a plăcut atunci. O zis, bă, nu-l chemăm pe Gabi aici, că el e cu Biblia, cu Dumnezeu și cu asta, să ne strică toată seara. Și nu m-a chemat, Dumnezeu să fie lăudat, că și-o stricat-o ei singuri. Dumneavoastră aveți nevoie de oameni al lui Dumnezeu prin preajma dumneavoastră? Aveți nevoie de ei? Să știți că trăiesc un moment foarte interesant. Sigur că datorită darului care Dumnezeu mi l-a dat și după atâția ani, mulți, nu peste noapte, am ajuns așa și din cauza rețelelor astea să fiu nițel cunoscut. Și mă întâlnesc cu foarte mulți oameni nepocăiți, am spus și dimineață. Ortodoxi. Zic așa nepocăiți să mă înțelegeți. Mă întâlnesc cu ei prin tot felul de locuri. Și zice, vai, lăsați-mă să mă ating de dumneavoastră, rugați-vă pentru mine, faceți ceva. Mă ia așa, parcă-s zeu. Bă, frații mei, trec pe partea alaltă. Ei n-au nevoie de oameni al lui Dumnezeu. Ei sunt sătui de biserică, de programe și nu mă mai și pe stradă și pe magazin să-i bag în seamă. Ei văd cum se întorc invers, dar eu îi citesc. Dar nu e niciun bai. Chiar îmi place câteodată să nu mă bage nimeni în seamă. Numai vreau să vă spun o atenție. Căci câteodată faraon și oamenii din lume asfințuiesc mai mult pe Sfinții lui Dumnezeu decât noi prețuim Sfinții lui Dumnezeu. Și dacă este un cuvânt de mustrare, vi-l dau cu toată inima în această seară ca să vă desmistici, să vă treziți și să mulțumiți lui Dumnezeu pentru oamenii lui. Aleluia! Pentru că datorită lor Dumnezeu îți poate binecuvânta casa, viața și îți poate influența familia și copiii tăi. Din toată inima, lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Vă tot întrebați cum a ajuns bogatul în iad, uite așa. Că sunt înconjurat de oameni care nu trebuie. Să știți că drumul spre iad nu e așa corde, spărieturi. El e pavat tot timpul, cum a zis gânditorul ăla, cu intenții bune. De oameni calzi în preajma ta, care tot știi cum îți ca în rai. Ești amuca în rai, că după aia vei fi ca în iad. Nu-ți plac oamenii care te spune, vezi că nu ești bine. Nu ne plac oamenii care ne tensionează, nu-ți place, bă, gata, stop. Nu-mi place asta, nu-mi place discuția asta, să evadăm de aici. Deodată avem și reacții așa nesănătoase. Din seara asta, Dumnezeu să binecuvânteze toți prietenii dumneavoastră, toate anturajele dumneavoastră, zice David la asta, zice, sfinții care sunt în țară. Domnule, mai sunt sfinți în țară în seara asta, în vremea asta? Eu zic că da, binecuvântat să fie numele Domnului. Sfinții care sunt în țară, oameni evlavioși! Puteți să spuneți dumneavoastră mai departe ce a spus? Spuneți! Tare, sunt... Stați puțin, nu sunt una din plăcerile mele. Sunt toată plăcerea mea. Și de ce a zis asta? Pentru că Dumnezeu prin ei a binecuvântat viața. Dumnezeu să umple de sfinți Timișoara și toți sfinții să fie plăcerea dumneavoastră. Și dumneavoastră să fiți un sfânt, să fiți plăcerea altora. Și pe toți să ne binecuvânteze Cel care este sfânt în vecii vecilor și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Aleluia! După ce cred că Duhul Sfânt ne-a făcut o atenție sporită de ce ne înconjurăm, vă invit acum să intrăm în inimile noastre. Nu singur, că s-ar putea să n-ajungem nicăieri să ne vedem grozavi. Să luăm cu noi pe Cel care ne poate cerceta inimile și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și acesta este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Pentru că o altă sursă de înșelare e în noi. Știți că este un slogan acum, e vehiculat de tot... Regizorii ăștia câteodată îmi vine să le spun cumva mai puțin plăcut, dar mă abțin, care aruncă pe piață o mentalitate, nu de azi de ieri, dar aruncă acum mai interesant și mai, am văzut, mai ales pentru tineret, foarte atractivă.
și încearcă să proiecteze un gen de inimă, de om, de tânăr, de tânăr, de bărbat, de femeie, care va ajunge la vârful libertății totale, dar el, ca să ajungă la asta, trebuie să decidă un lucru. Fă ce-ți spune inima. Ce simți? Asta este materialul ăsta ideologic care a pornit și peste România, dar care a înghițit deja Occidentul într-un procent zdrobitor. Că zice, bă, cei care predau în Canada, în școli, am un prieten pastor acolo și vrea să se mute în România, deja a făcut un pas, zice, din pricina copiilor, pentru că fetele mele merg la școală și ideologii și transmit mesajul ăsta care sunt exact profesorii și a zice, dacă tu te simți azi și îți spune ceva din tine, tu care ești în realitate fetiță, dacă tu vrei să te simți azi că ești băiat, poți să fii băiat. Și dacă tu care ești băiat simți azi că ai vrea să fii fetiță, fă ce simți. Așa că au venit legi care dau libertate totală la schimbarea de sex, la orice. Ce simte omul, ce simți tu? Să te ferească Dumnezeu, să te legi de ei, de toată ideologia asta. Pentru că oamenii trebuie să fie fericiți. Dar cum pot să fie fericiți? Să facă ce le spune inima. Ăsta este dezastru planetei. Asta este cea mai profundă criză, când ființa umană căzută în păcat va face ce simte ea, Sodoma și Gomora va deveni o poveste relativ ușor de suportat față de ce va prezenta lumea de aici încolo. Pentru că omul fără Dumnezeu coboară atât de jos și atât de adânc încât nu vă puteți imagina. De aceea, eu, ca predicator, ca slujitor al lui Dumnezeu, ca sos, ca tată, ca bunic mai nou, vreau să vă spun tuturor că în această seară să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze inimile noastre. Păi știți ce spune Ieremia despre inima asta? Știți, nu? Capitolul 17, cred că versetul 9 sau 10. Inima este... Vorbim de înșelare seara asta. Inima este nespus de rea și înșelătoare. Cine poate să o cunoască? Cine poate să o înțeleagă? Cine cu ea? Bă, nu, autorul, Duhul Sfânt, care a vorbit prin Ieremia, uitați-vă la versetul ăsta, că doar sunteți oameni care citesc Biblia. Spune, inima nu poate fi explicată, cât de nu se poate spune în cuvinte cât de periculoasă și înșelătoare este ea. Stimați prieteni și frașilor, nu e un mofta predicatorului, a părinților, a Bibliei, a lui Dumnezeu, care tot timpul spune, dă-mi inima, vreau inima, predă-ți inima, lasă-ți inima, umple-ți inima, pentru că sediul personalității noastre este inima noastră, de aici pornește toate deciziile noastre, toate emoțiile noastre, voința noastră, sentimentele noastre, rațiunea, toate sunt aici în inimă. Și dacă inima asta nu este predată lui Dumnezeu, se va produce un dezastru planetar. Iisus Hristos a preluat subiectul ăsta. Sunt oameni care nu prea sunt de acord cu Vechiul Testament, știți asta? Și scrie nou? Da, mai interesant decât aici. Și a zis Iisus așa, zice, ai grijă că acolo unde ți este comoara, acolo ți este și inima. Și atenție! Din inimă ies gândurile rele. De asta vă întrebați, nu? Zice, bă, s-au pușcat 50 de oameni acolo în moscheia aia. Toți v-ați întrebat, cum a putut să facă asta? Nebunia era în el. Răutatea era în el. Din inimă ies gândurile rele. Am vorbit de trădări, curviile, preacurviile, toată infidelitatea planetară pe care o vedem cu ochii noștri și este probată de mulțimi de oameni și împinsă la rang de cinste, de valoare. Fiecare poate să trăiască cu cine vrea. Din inimă ies gândurile, curviile, preacurviile, hoțiile, corupția, toate nebuniile care au distrus efectiv ființa umană, încât e foarte dificil să mai întâlnești oameni adevărați pe stradă. Foarte dificil. Însă rari. Să nu vă mirați, spuneam la summitul acesta că Dumnezeu a ajuns într-un punct atât de critic că a strigat prin Ieremia în capitolul 5. Zice, ieșiți pe străzi, pe uliți și uitați-vă dacă vedeți vreun om. Vreun om.
Ar trebui să-l vedeți, ar trebui să-l vedeți la prima vedere, pentru că integritatea și valorile se reflectă câteodată și pe exteriorul lui. Și dacă vedeți vreun om, e grozav. Dacă nu-l vedeți și nu e la vedere pe ulițele Ierusalimului, întrebați pe oameni, n-ați văzut vreun om? Ce fel de om? Care să înfăptuiască dreptatea, care să fie cinstit, care să fie fidel, care să fie corect, care să reprezinte pe Dumnezeu în trăsăturile sale pe pământ. Vedeți dacă găsiți un om, un om. Zice, nu găsesc niciunul. Și Dumnezeu trăia o dramă atunci. Suntem aici în seara asta. Inima noastră este cel mai mare pericol pe care îl avem în noi. Nu vă luați după ea atâta vreme cât ea nu e unde trebuie. Dar luați-vă după ea atunci când ea este unde trebuie. Și cel care vă cere inima în această seară este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ce faci, bogatule? Ce faci? Îmi ascult inima. Și ce spune inima? Să te duci la biserică, ferească Dumnezeu, ce biserică? Dar nu îmi pierd vremea cu biserică. Inima i-a spus distracții, desfrâu, zi și noapte, bucurii, plăceri. Apoi îmi vedea ce a fi și ce a fost dramatic. Știți că, cum vă puteți înșela? Când vă ascultați și mesagerul vostru este o inimă nepredată lui Dumnezeu. De aceea vă spun mereu, în toate predicile când am ocazie, atenție, nu e important că faci parte dintr-o biserică penticostală, baptistă sau ortodoxă sau de ce-o fie ea. Atenție la legătura ta personală cu Iisus Hristos. Atenție, analizează-te, testează-te că dacă ai predat viața în mâna lui Dumnezeu. Nu în mâna unei religii, nu în mâna unui preot. Nu puteți să predați sufletele în mâna clerului, că ăsta e un modern, zice, până la urmă vreau să fiu și eu țărucă religios. Și ce ai făcut? Mi-am predat inima în mâna clerului, nu am treabă. Dar cum va fi cu veșnicia? Du-te, întreabă preotul că îi dau taxă pe lună și îl plătesc. El se ocupă de inima mea și ei se ocupă de inima dumneavoastră până la groapă când vă ia taxa finală. Dar după aia, dincolo, se ocupă altcineva de tine. Și ați auzit în text, Dumnezeu a tras perdeaua și ați văzut de cine s-a ocupat de bogatul. Nu s-a ocupat nici preoții că n-au acces după, nici pastorul că n-au acces după, nici lideri din biserică că n-au acces după, nici celor care au plătit taxa lunar n-au acces după. Singurul care are acces după la o inimă nepredată este diavolul și iadul. Singura care are acces la inima noastră după ce închidem ochii, dacă ne-am predat-o, este Iisus Hristos, este Dumnezeu și împărăția Lui și să spunem toată adunarea, amin, glorie Domnului. De aceea vă spun cu toată libertatea în această seară, nu mâine, predați-vă inima în mâna lui Iisus. Predați-vă inima în mâna lui Iisus. Proclamați în această seară în inima voastră pe Iisus Hristos ca Domn. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Că altfel e foarte ușor inima asta să vă împingă în prăpasti. În prăpasti. Mi-aduc aminte de un alt psalm foarte frumos, nu mai știu care dintre ei, dar nu contează, citiți-o psalmii și o să-i aflați, în care un om își predă viața în mâna Domnului. Își predă inima în mâna lui Dumnezeu. Și acum vorbește inima aia din care ies tot felul de lucruri rele, acum ea este câștigată de Iisus, de Dumnezeu, și vorbește inima. Și o ascult. O ascult prin psalmist și spune, inima îmi zice din partea ta. Îl binecuvântez pe Dumnezeu pentru seara asta. Știți de ce? Când văd aici atât de mulți oameni, cred că inima v-a spus ceva în după masa asta. Dacă inima dumneavoastră nu era predată, Domnului vă spunea, și ne lasă-vă că ai fost aseară. Dar inima v-a spus din partea Duhului Domnului. Caută fața Domnului. Și psalmistul spunea, și fața ta, Doamne, o caut. Binecuvântat să fie numele Domnului. Binecuvântat să fie numele Domnului. Stimați prieteni, pocăința nu este sclavagism. Pocăința înseamnă libertate. Și cei care se pocăiți, vă rog neapărat să spuneți amin acum. Cea mai adâncă libertate. Cea mai frumoasă libertate. Deși suntem interpretați altfel, și ți-ai pierdut viața. Nu era pierdută atunci. Când am venit la Domnul, mi-am câștigat viața. Și cel care este viața mea este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. În El am o libertate totală, am o libertate deplină. Ascult sfaturi înțelepte de la Cel care este înțelepciunea și desăvârșirea. Și acesta este Dumnezeu, binecuvântat să-i fie numele Lui. Am virtuți și valori care mă face să zbor în aer și mă bucur de părtășie. Am vibrat în această seară când am cântat cântarea. Cât de frumoasă a fost cântarea, acele părtășii, acele cercetări dumnezeiești. Am zburat efectiv. Nu m-ați văzut? Eram dus. Pentru că Cel care mi-a dat libertatea în inima mea este Duhul lui Dumnezeu.
Este Duhul lui Dumnezeu. Și dacă pot să zâmbesc, să predic, să fiu vesel în această seară, este că Iisus Hristos mi-a cucerit inima. A făcut-o de când eram încă foarte tânăr copil. Multe lupte s-au dus pentru inima mea și se vor duce până la capăt. Le simt mereu, o încordare puternică, demon care se luptă pentru inima mea, să mă întineze, să mă smulgă din mâna lui Dumnezeu. Dar mai tare decât toată puterea întunericului este puterea sângelui lui Iisus Hristos. Iar inima mea este stropită de sângele lui Iisus Hristos. Iar inima mea este păzită de El, glorificat să fie numele Domnului. Și dacă oamenii sunt răi în preajma mea, rămân cu inima mea și inima îmi spune: laudă-L pe Dumnezeu, caută-L pe numele Lui, roagă-te, cere ajutorul Dumnezeu și Dumnezeu este acolo și vă binecuvântează cum vă binecuvântează și pe dumneavoastră și doresc din toată inima Domnul să vă atingă în această seară. Pot să te întreb ceva iar ca la primul punct, cine sunt prietenii tăi? Și probabil că ți-ai putut răspunde într-un fel sau altul în seara asta. Te întreb și la punctul ăsta, că mergem la final. Ce-ți spune inima în seara asta? Ce vă spune inima în vremea asta? Stimați băieți, ce vă spune? Stimate domnișoare, ce vă spune inima? Ce iese din ea? Și Iisus a zis, nu ce intră în gură spurcă pom, că toți evrei să n-ating asta, să nu mă aia acum. Și bă, nu fiți atenți neapărat la ce mâncați. Nu ce intră e problemă, ce iese. Ce iese din gură, aia spurcă și întinează tot. Și pentru că atunci vorbim și suntem și ne definim ca ceea ce suntem înăuntru nostru. Ce vă spune inima în vremea asta? Ce planuri aveți? Ce proiecte aveți? Ce așteptări aveți? Ce vă spune inima pentru soția dumneavoastră? Pentru soțul dumneavoastră? Ce vă spune inima vis-a-vis de mama? Cum vă spune inima despre mama? Cine e mama pentru voi? Ce vă spune inima despre tata? Ăsta care lucrează zi și noapte, se roagă și plânge. Ce vă spune inima despre biserică? Ce vă spune inima despre ea? Ce spune inima despre biserica Betlehem, despre biserica dumneavoastră, oricare ea? Ce vă spune inima? Că aveți nevoie de ea, că vi dragă, că e importantă, că e valoroasă? Ce vă spune inima de predicatorii din biserica dumneavoastră? De învățătorii care aveți? De oamenii cu care vă întâlniți? Ce vă spune inima în seara asta? E foarte important asta. Și sper din toată inima și nu dăjduiesc că dacă n-a fost bine până în seara asta, Dumnezeu să atingă de inima voastră și să vă schimbe. Și după ce vă schimbați, o să spuneți și să vă înregimentați cu versetul ăsta din Proverbe, capitolul 4, versetul 20. Și păzește-ți inima. Păzește-ți inima mai mult decât orice, că din ea poate să iasă izvoarele vieții. Și mă rog, izvoarele vieții să iasă din orice inimă care este aici în seara. Binecuvântat să fie numele Domnului. Și vreau să închei spunându-vă că după oameni și inimă mai există o sursă de înșelare extrem de periculoasă, pe care bogatul a ignorat-o și pe prima și pe a doua. A treia este învățăturile și învățătorii. Aud câteodată. Da, nu sunt de acord. Deși am fost undeva și am spus ideea asta și un primar din locul ăla m-a contestat. Mi-a spus după aia că a făcut și teologie și a studiat și nu pot să fiu de acord cu asta. Cred că toate sunt valoroase, toate sunt la fel. Pentru că am făcut afirmația asta. Că există un slogan de genul: nu contează la ce biserică mergi, numai să te duci. Și eu nu sunt de acord cu asta. Eu zic că contează foarte mult la ce biserică te duci, contează foarte mult ce învățături se derulează în biserica aia, contează foarte mult cum arată oamenii din biserica aia în raport cu Dumnezeu, cu Biblia și cu tot ce înseamnă treaba asta, și e foarte important dacă biserica aceea este cu adevărat o parte a trupului lui Iisus Hristos în ce privește biserica locală. Pentru că prin intermediul învățăturii și învățătorului tu poți să-L cunoști pe Dumnezeu cu adevărat sau poți să fii înșelat, înșelată și trădat. Dar trebuie să vă spun eu câte erezii sunt pe lumea asta. Nu știți dumneavoastră cântesc? O mulțime! Este o luptă foarte puternică împotriva Bibliei în vremea asta. Împotriva unei învățături drepte și corecte. Dimineața v-am spus, oamenii vor tot ce vor să le audă lor, să le placă. Dar Dumnezeu are Biblia aici între noi și mulțumim pentru Sfânta Scriptură. Din toată inima, gloria lui Dumnezeu pentru cartea asta. Contează la ce biserică te duci. Contează ce învățători sunt acolo. Contează ce predicatori sunt acolo. Eu sunt aici și v-am spus și dimineață, unul din lucrurile bune care mi-au afectat până în ziua de azi, credința mea în Dumnezeu,
Relația mea cu El, dragostea pentru El, a fost oamenii simpli și biserica în care eu am crescut până când am devenit mare și matur și L-am ales eu personal pe Domnul. Mi-au marcat definitiv viața. Și nu pot să fiu mutat așa și purtat de orice vânt de învățătură. Rămân în picioare. În fața tuturor amăgitorilor și amăgirilor care sunt în preajma mea. Nu mă poate duce nimeni cu preșul. Pentru că Iisus Hristos este Domnul și adevărul rămâne în picioare în orice vreme. Mi-aduc aminte, eram la Oradea cu mulți ani în urmă, eram mai tânăr atunci și poate că mai ușor de manipulat. Și a venit o grupare de americani, Dumnezeu să-i binecuvânteze, pe toți. Dar dumnealor au venit cu atunci cu o manifestare, se numea Râsul Sfânt. Și au adus acolo și au zis că dovada că suntem cu Iisus și Duhul lui Dumnezeu este cu noi, că trebuie să râdem într-un an. Bă, și ei au fost și făcut o demonstrație acolo când vine și să râd și acum. Au făcut o demonstrație atunci pe scenă acolo că eu am apucat un râs așa și mi-a zis că undeva în America unde s-a înființat povestea asta, au venit salvarea și ambulanța și i-au dus pentru că au intrat într-o isterie de râs. S-a mai putut trezi, mă gândesc și aia de la ambulanță cum i-au luat pe ăștia care râdeau, să-i duci la spital. Deci poți să-i duci pentru alte idei, da? Și toți au făcut acolo manifestare și ridicau mâinile și râdeau și râdeau și se prăpădeau de râs acolo în seara asta, în seara aia. Și să știți că eu am bileta la râs, destul de periculoasă, așa că m-o lua și pe mine atunci. M-o lua râsul deși eram în spate. Și i-a zis lui Costel, colegul meu, și de atunci și de azi, am zis, hai să plecăm aici că Duhul ăsta vine peste noi și nu-i de la Domnul. Și am plecat. Nu poți să te ia așa toate fleacurile astea. Ascultați-mă foarte bine, tineri. Știu în ce vremuri trăiți și știu că vă atrag tot felul de subiecte așa interesante, care sunt multe dintre ele așa destul de pe lângă Biblie. Și seriozitatea unui predicator și faptul că e tranșant de multe ori, simțiți așa că n-ați vrea să vă lipiți foarte tare de el. Dar vă rog, nu vă înșelați. Pentru că Iisus Hristos a spus în Matei 24, vor veni mulți învățători și Hristos mincinoși. Și tot timpul mă iau vibrați așa de frică și de preocupare. Sfântă! Și vor înșela, spuneți toată biserica, pe mulți! Că dacă înșală pe 2-3, zic, nu m-a nimerit chiar pe mine. Dacă îmi spui, va înșela pe mulți, atunci doar trebuie să-ți facă urechile așa, să spui, atenție! Și ca să scap de înșelările acestea, trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Spun din toată inima, amin. Amin. Trebuie să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a spus și rămâne în picioare. Oile mele, cunosc glasul meu și nu merg, spuneți. Deloc după un străin, deloc, niciodată. Pentru că niciodată nu poate străinul să imite vocea lui Iisus. Și niciodată nu poate să facă ceva ce este Iisus Hristos. Așa că Iisus Hristos și Evanghelia lui este inconfundabilă, este unică ieri, azi și în vecii vecilor. Și să spunem toți, amin, gloria lui Dumnezeu. Amin, gloria lui Dumnezeu. De aceea cerința bogatului din iad, ca să meargă cineva să facă niște spectacole pe acolo, zice, o venit la adunare Lazar, el e ăla care a murit, hai să-l pipăim, gata, ne pocăim toți. Iisus nu face spectacole. Dumnezeu nu face spectacole ca să te vrăjească pe tine și pe mine. El are un cuvânt și cuvântul ăsta va rămâne până la capăt în picioare. Zice, nici vorbă, ia-s. Dar am 5 frați care gândesc ca mine, se înșală ca mine, nu le pasă de învățături, nu le pasă de nimic. Dacă ar merge Lazar la ei și l-ar vedea deodată și le-ar explica el și ar face niște revelații supranaturale acolo prin apariția lui, să deschide groapa, au ieșit Lazar afară, au venit, spectacol, miracole, așa cum toți vor, vrăși de genul ăsta. Zice, să pocăiesc cu toți. Zice, nu, au acolo. Au acolo pe Moise, primele 5 cărți, după aia au proroci și pentru dumneavoastră din seara asta au și Noul Testament, aleluia, spuneți amin. Și pentru noi, și au explicat și Noul Testament în detaliu de Pavel, de Petru, de Ioan, de Iacov și de toți apostolii Domnului, să spunem toată adunarea gloriei lui Dumnezeu. Și asta li-a ajuns, li-a ajuns. Dar uite că în vremea asta, spune, trebuie să facem tot felul de grupări pe lângă Biblie, că nu ne-a ajuns Biblia, trebuie să mai facem câte ceva. Să ne ferească Dumnezeu de asemenea nebunii și de asemenea prostii. Dumnezeu nu va face niciodată spectacole, pentru că Dumnezeu nu transformă biserica în circ, ci biserica rămâne biserică și cel care vorbește în adunare este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Știu că eram undeva vreodată, odată și doi
tinerei care începeau să slujească. Și frate Gabi, trebuie să faci ceva, să o rupem, să zdrobim. Și eu am zis, ce? Dar acum vedeți că am îmbătrânit și eu și m-ați pierdut. Adică nu mai fac revoluții pentru că niciodată n-am vrut să fac. Vreau să fac tot timpul o revoluție ca oamenii să se trezească și să vină la cunoștința adevărului. Revoluția asta mă rup până la capăt și spun din toată inima, Dumnezeu să binecuvânteze întreaga adunare. Dumnezeu să binecuvânteze întreaga adunare. Și știți cum s-a înșelat bogatul? Au auzit de pocăinții, Dumnezeu, de iad, de rai. Au auzit o predică ca a mea și multe alte predici și au zis, lasă-vă că nu-i chiar așa. Că au venit lângă ei niște predicatori și au zis, nu te lua după fratele Moț, că e un pic îngust. Nu te lua după Gabi Zăgrean, că ăsta strigă tare și te segmentează așa direct. Păi sunt niște predicatori acum pe val care te duci, bă, n-ai nicio treabă, cum te simți așa, bine, vrei primești pe Domnul, da, pac în apă, pac afară, nu, există libertăți mult mai mari, nu trebuie nimic, Iisus este dragoste, nu trebuie să te schimbi, cum îți inima, e bună, e foarte bine înainte, care n-ar ține niciodată o predică cum am ținut-o în seara asta. Sunt o grămadă de conducători de biserici majoritare, are trinite pe toți în rai la locul cu verdeață, asta este o înșelare totală. Și când ne uităm la toată povestea asta, zic, bă, bogatule, cum ai ajuns aici? Zice, am auzit și predici serioase, am auzit despre pocăință, e drept. De-aia și-o sugerat lui Avram să meargă Lazar și zice, subiectul care ar trebui să-l audă frații mei, nu e ăla de spectacole, subiectul care trebuie să-l audă cei cinci frați ai mei ca să poată evita iadul, este să meargă cineva să le spună odată să se pocăiască. Putem să predicăm de pocăință? Putem să predicăm de pocăință? Sunteți de acord să predicăm de pocăință? Că pocăința e singură cale prin care putem evita iadul. Și să spunem din toată inima, binecuvântat să fie Domnul pentru sfânta pocăință pe care vreau să coboare Dumnezeu cu ea peste toată adunarea Elim în această seară. Peste toată adunarea Elim în această seară. Și n-au nevoie de nimic. Nici dumneavoastră să vă mai plângeți că nu puteți pocăi, că nu știu ce, că nu-i biserica așa, că ar trebui să fie invers, că e prea lungă, că e prea lată, că e prea scurtă, că au un gen de predicator care zice alții. Nu vă tot suciți și vă răsuciți, ascultați cuvântul lui Dumnezeu, după ce l-ați ascultat, nu vă înșelați singur și uitați când ieșiți pe ușa afară, puneți-l în inima voastră ca inima să fie transformată și schimbată prin puterea Evangheliei și să spunem toată adunarea amin. Însoțiți-vă cu oameni de treabă care iubesc pe Dumnezeu și împărăția Lui, faceți o armată de asemenea oameni, că apoi cu oamenii și cu armata asta mergem înainte, călcăm în picioare toată puterea întunericului, călcăm pe șerpi, pe scorpii și rămânem nu biritori, ci mai mult biritori prin acela care ne-a iubit și acesta este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și spun din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Și de nu ne mai vedem la Timișoara, ne vedem acasă. Amin? Ne vedem acasă. Așa au încheiat în general toți bătrânii bisericii, bătrânii în vremea aia, cum am spus și aseară, care erau ca noi. Zice, știți ce, nu mai ne vedem? Ne vedem acasă. Pentru că ei tot timpul au avut așteptarea asta, ca și Lazar, care a plecat din lumea asta, a avut parte de o lume tristă. Uitați să vă spun că Lazar a vrut și el să aibă niște prieteni și n-a avut. Știți că n-a avut, nu? Nu prea a întâlnit oameni. Și vreau să deschid paranteza, vă deschid acum, niște câini erau cu el. Câteodată mă gândesc că și doamnele și domnii ăștia care plimbă câinii, nu ar trebui să-i băgăm totdeauna într-o oală în care să-i condamnăm, să spunem, bă, mai bine ai plimba un copil. Eu cred că unii dintre ei, vreau să fiu fair play, unii dintre ei și dintre ele și dintre dânsele au fost trădate de bărbații lor și de lumea asta. Și au ajuns la convingerea câinele cel mai bun și mai prietenos animal. Și bă, decât să mai plimbă, să mai minte cum m-a mințit atâția, mai bine plimbă un cățel. Arăt o disperare a lumii acestea după oameni reali și adevărați care să reprezinte pe Dumnezeu. Că uneori o simt și eu. Și nu ne răzine să zici, mai bine plimbi un câine decât să te plimbi cu unul ca să te bărfească pe mâine. E o durere mare pe care vrem să ne o asimilăm în seara asta. Și Lazar n-a avut parte nici până nu-l băga nimeni în seamă. Pentru că el era un om care căuta adevărul și nu a fost acceptat nicăieri și era și dezavantaj să fie sărac și nu putea aduna prin bani prieteni. Dacă îi aduni prin bani, mai bine scapă-te de ei. Vreau să vă spun ceva în seara asta. Un asemenea personaj a ajuns în împărăția lui Dumnezeu.
și celălalt s-a înșelat etern și veșnic, fără posibilitate de schimbare vreodată. Suntem aici la Elim în seara asta, îmi închei predica și vă rog în numele Domnului să vă împăcați cu Dumnezeu toți care nu v-ați împăcat, să aveți grijă de cine sunteți înconjurați, să aveți grijă de inima voastră, să aveți grijă de cuvântul lui Dumnezeu și de învățăturile care le primiți să fie biblice 100% adevărate, să mergeți în o biserică care caută serios pe Domnul și iubește pe Domnul, să închină înaintea Lui și să rămâneți așa până la sfârșitul vieții și să-L iubiți pe Dumnezeu și să fiți folosiți de Dumnezeu pentru binele celor din preajma dumneavoastră. Vă iubesc din toată inima și doresc ca bunul Dumnezeu să binecuvânteze toată adunarea Elim. A fost o cinste și o onoare cu mine să fiu 3 programe și mulțumesc Duhului Sfânt că m-a ajutat și în cel de-al treilea. Sper că am fost folositor pentru dumneavoastră în seara asta și vreau să mai fim folositor cu toții acum în momentul care urmează pentru dumnealor. Vreți? Amin. Fratele pastor Moses mi-a arătat înainte un bilet cum Dumnezeu a lucrat aseară. Cum Dumnezeu lucrează și ascultă rugăciunea când a vindecat boli incurabile pentru că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Credeți că Domnul se poate atinge de toate? Amin. Sunt tot felul de durere aici, spre o hârtie. Dar vă dați seama, durerile astea spre o hârtie, dar durerile astea sunt viețile oamenilor. Sunt trupurile lor, în mințile lor și în sufletele lor. Dar noi care ne-am beneficiat de harul de a fi aici în seara asta, nu vom pleca acasă doar fericiți că noi am fost bine. Ne vom ruga ca Dumnezeu să-i facă și pe ei bine. M-a zdrobit o replică săptămâna asta. I-am zis unei persoane, o să fie bine. Și zice către mine, eu nu știu ce-i bine. M-am uitat la el, zice, nu știu ce-i binele. Nu știu, până la ora asta nu știu. Sper să știu de aici încolo. Poate că sunt aici oameni care nu știu încă ce-i binele. Să ne rugăm pentru ei cu toată inima. Haideți să stăm ridicați.